Salutare și bine v-am găsit la un nou video. În acest video o să vă prezint din nou iepurașii mei. Și ce vreau să vă mai spun, am vândut câțiva din iepuri și am făcut și niște schimbări și am vândut un porc. Să începem. Aici am mutat femeia aceasta. Am pus această femeie aici cu puișorii. Am mutat-o pe ea aici. S-au mai făcut puișorii, au crescut. Sunt frumoși. Ce vreau să vă mai spun despre cuibul acesta? Mai am doar 7 puișori. 7 iepuri. 7 numai. Pentru că unul negru a murit de vreo 4-5 zile și mai bine de vreo 7 zile cred că a murit sau nu mai știu exact, dar a murit și alaltă ieri am găsit încă unul ca fluturele, unul fluture, l-am găsit mort. Așa că mai am doar 7 din 9. Aici este masculul uriaș german. Hei! Uitați-l! Și acesta este mare, este foarte frumos și mare. S-a făcut mare și frumos. Aici am mutat acești iepurași. Ia uitați ce frumos sunt. Ia uitați. Sunt mari. Sunt foarte, foarte mari și frumoși. S-au făcut chiar foarte mari. Deci nu vine să cred că sunt așa de mari, când nu mai am prea am avut așa iepuri mari. Dar și pe aceștia îi țin de 4-5 luni să se facă mari și faini. Sper că o să trăiască și peste vreo 2 luni o să îi vând. Pe câțiva dintre ei poate o să îi pui de vânzare. Ia uitați-l pe acesta ce frumos este. Îmi place culoarea lui. Și acesta este frumos. Acesta. Toți sunt frumoși și drăgălași. Și doar cu atâția iepuri a mai rămas. Acel mascul de aici l-am vândut. L-am vândut. Și acele două femele de aici le-am vândut. Cum aceați în saci cu fân. Deci am mai rămas doar cu 3 boxe de iepuri. Dar îmi ajung, pentru că iar nu o să-mi fie mai greu cu ei și de aceea am decis să-i vând. Așa că o să vă arăt și porcii și porcul. Ia uitați, am mai rămas doar cu unul. Cu porcul acesta. Doar cu acesta a mai rămas. Acesta mare. E frică. Uitați-l ce mare este. Și frumos. Încă este. Este eu că mi-e frică un pic de el. Am ce vreau să vă spun, că știți că am avut 2 porci. Dar pe unul dintre ei l-am vândut. Am mai rămas doar cu acesta, pe care o să-l țin încă vreo 4-5 luni. Este foarte mare. Ce vreau să vă mai spun? Pe acel porc ieri l-am vândut. A avut 180 de kg. Deci 181 de kg. Plus încă sângele care s-a scurs. Dar în fine, l-a cântărit mort. Când a fost mort. Așa că acesta poate are tot cam așa. Este foarte mare, ia uitați ce mare este. În video nu se prea vede, dar în realitate se vede. Și cam atât am vrut să vă spun de aceștia. Este mare și frumos. Și are și carne pe el. Ia uitați-l. Așa că o să revin la iepuraș. Am revenit. Deci am revenit la iepuraș.
v-am spus despre porc, ce am avut să vă zic, l-am vândut și am revenit iarăși la iepuraș. Ia uitați aici găinile, văd că stau toate în coteț. Nu prea ies afară. Nu știu ce, le-am dat de mâncare. Le-am apau. Acolo, iată, le-am țipat grăunță, apoi le-am mâncat pe toate. Am băgat un pic de albastru aici, că era foarte mare molul și acolo să mai bag. Și cam atât a fost pentru astăzi. Haideți să facem cât mai repede 180 de abonați. Să fim mai mulți. Și nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube, Alin și Iepuri. Vă salut!